Anul acesta vom avea cel mai mare buget pe care Administrația Fondului pentru Mediu a pus la dispoziție pentru acest program. Discutăm de 2 miliarde de lei. Noutatea față de sesiunea din 2023 este aceea că anul acesta vom finanța și baterii, acumulatorii aferenți sistemelor fotovoltaice. Adică finanțarea pentru. Sistemul fotovoltaic rămâne aceeași, 20.000 de lei la care persoana fizică trebuie să vină cu o contribuție de 2.000 de lei, iar pentru acumulatori vom adăuga o finanțare de 10.000 de lei la care la fel persoana fizică va trebui să vină cu o contribuție de 1.000 de lei. Deci, în total, vor fi 30.000 de lei pe care administrația Fondului pentru Mediu va da în sesiunea din 2024 fiecărui aplicat. În rest, condițiile rămân aceleași, nu se vor modifica. La fel, documente minime, buletinul, extrasul de carte funciară și certificatele referitoare la datoriile persoanelor fizice, atât de la bugetul local cât și la bugetul consolidat. Urmează, așa cum am stabilit noi, un calendar undeva în a doua jumătate a lunii august să pornim efectiv programul Casa Verde Fotovoltaice 2024. Anul acesta am introdus la finanțare și acumulatori. Pentru a nu mai exista această problemă, că un operator de rețea nu îi preia persoanei fizice energia produsă, că nu o contorizează și așa mai departe. Atunci am luat decizia noi la nivelul guvernului să finanțăm și acumulatorii, astfel încât persoana fizică să nu mai să devină independentă și să nu mai trebuiască să aștepte după vreun furnizor de energie pentru energia respectivă. Și o stochează în acumulator și o consumă când are nevoie.